După Parcul Național Cozi a fost rândul Parcului Buila Vânturarița să-și pună pe tapet frumusețile sălbatice, flora și fauna. Este cel mai mic parc național, cu o suprafață de doar 4500 de hectare, dar cu 80 de peșteri, 7 situri folisifere și 4 sectoare de chei. Pentru a prezenta toate aceste lucruri, prefectul de Vâlcea, Florian Marin, a invitat conducerea parcului la o prezentare în fața cercetașilor României. Am convenit ca astăzi să avem o activitate cu prezentarea Parcului Național Buila Vânturarița. Nu multe județe din țară pot să spună că au pe raza lor două parcuri naționale. Arii protejate, specii unice în țară și în Europa în anumite situații și ca atare, măcar cu aceste lucruri care ne diferențiază în sens pozitiv, este bine să ieșim și să le facem cunoscute. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți, instituțiilor, Centrului pentru Promovarea Turismului din cadrul Consiliului Județean. Mă bucur că sunteți prezentă. Vreau să mulțumesc Gărzii de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului. Văd cu plăcere prezența domnului Nicu Almaș și a colegilor mai tineri ai dânsului de la cercetașii României. Parcul Național Buila Vânturarița este cel mai mic parc național din România. Este o are naturală protejată. S-a înființat în baza unei hotărâri de guvern 2151-2004. În administrarea Parcului Național sunt două SCI-uri, ROS-5 și ROS-PA. SPA-ul este comun cu Parcul Național Cozea, deci este un coridor comun. În Parcul Național Buila Vânturarița avem 12 rezervații, monumente ale naturii, enumerate în slide-ul pe care vedeți, n-am să le dau denumirea la toate acum, să nu vă plictisesc. În administrarea Parcului Național Buila Vânturarița sunt, în aparatul administrativ, sunt 10 persoane. 4 agenți de teren, șeful pazei, responsabilul cu comunități, IT-ist, biolog, contabil șef și directorul care vă vorbește. Așa cum v-am spus anterior, Parcul Național are o suprafață de circa 4500 de hectare, fiind cel mai mic parc național din România. O să încep cu geodiversitatea Parcului Național Buila Vânturarița. Fiind un masiv calcaros, putem să ne mântim cu cele peste 80 de peșteri și avene care au fost descoperite aici. Există 7 situri fosilifere în Armota, în zona pătrunsă, zona Ștevioara, în zona Chirocostești, Bruna Caprelor și Muntele Albu. Există 4 sectoare de chei, cheile Chei, cheile Costești, cheile Folea și cheile Bistriței, fiecare dintre ele spectaculoase și unice în felul lor. Putem de asemenea aminti aici dolinele prezente în Muntele Capova și Armata și la piezurile din zona Piatra și Albu. Și câteva imagini, aici sunt prezentate câteva secțiuni prin calcar și fosile. Există fosile de gasteropode, de melci, fosile de alge, acesta este o fosilă a unei colonii de alge. Invitat la discuție a fost și profesorul Gheorghe Ploaie, căruia îi se datorează cartografierea mai multor munți din zonă, dar și mii de fotografii cu flora și fauna parcului. Mă bucură că se organizează aceste acțiuni. Cât privește Parcul Național Buila Vânturarița, am avut plăcerea să mă nasc la poalele acestui masiv în comuna Stoienești. Și de mic copil priveam spre crestele înalte, cum privesc și acum, cu multă încântare, locurile pe care le-am străbătut cu mulți ani în urmă. Toate acestea au fost urmate mai târziu de deplasări în teren, multe deplasări, sute de deplasări în teren, pentru cercetări în vederea constituirii Parcului Național. Alături de mine au fost și alți specialiști, bine, înainte au fost profesorii de la Universitatea din Craiova, cu Buia și cu Păun, Gheorghe Popescu, și apoi au venit specialiștii de la Institutul de Geografie al Academiei Române, care au făcut cercetări geomorfologice, speologice, geologice, paleontologice și, bineînțeles, legate de
protecția naturii. Din acest colectiv am făcut parte și eu. Scuzați-mi lista de modestie. Acțiunea de prezentare a Parcului Național Buila-Vânturarița s-a înscris în genul de activități găzduite de instituția prefectului Vâlcea, sub numele O seară de cultură la instituția prefectului, dar cum activitățile se desfășoară după amiaza, prefectul Florian Marin a promis că va schimba numele în consens cu momentul zilei.